Așa. Așa, da, dragilor, continuăm lecția cu minuna de data asta. Miruna, tu ești în clasa a treia, aici am făcut tata mulțiri, am făcut știm, dar să încercăm o problemă. Într-o parcare sunt mașini și biciclete. În total, împreună, mașini și bicicletele sunt în număr de 8. Deci, 8, scriu eu, 8 mașini și biciclete. 8. Numărul total. Dacă numărăm roțile, deci toate roțile, la biciclete și la mașini, sunt în total 20. 20 roți. Câte biciclete și câte mașini sunt? Deci, după ce am dat informația asta, întreb. Câte biciclete și câte mașini sunt? Câte biciclete și câte mașini sunt? O mașină are 4 roți și bicicleta are 2. Corect. Hai să le punem pe cele 8. Una. Le facem prin cerculeț mașinile și bicicleta la un loc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? Sunt 8 în total. Și roțile să le punem cu liniuțe. Dacă asta ar fi bicicletă, i-aș pune 2 liniuțe, 2 roți. Gândește-te tu acum, ajută-mă, că nu știu cum să fac. La câte să pun 2, la câte să pun 4, câte lor pe toate să fie 20. Întâi să punem 2, iar apoi să punem 4. Deci punem 2 la toate, da? Da. Hai, te rog. Deci, ne închipui că ar fi toate roți, da? Toate ar fi biciclete. Deci toate biciclete și pe toate le completăm. Cu câte 2 roți. Foarte bine. Așa. Oare câte roți sunt acum acoperite? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Sunt 16 roți. Ai putea să faci, puteai să faci mai repede. 8 ori 2. A, ai băgat în 16, că tu ai prezentat la 20, da? Da? Și ai pus o biciclete, ai făcut o biciclete, ce ai făcut? O mașină, da? Era 8, 2, 4, 6, 8, 10, 20, trebuie să ajung la 20. La cât i-ai ajuns acum, când ai făcut o bicicletă, ai făcut o mașinuță? Câte roți ai reușit să găsești acum? 19. 18, cred eu. Păi... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 4, 14 plus 4. 14 plus 4, 18, da? 18. Și mai e nevoie până... Asta era! Două mașini și 6 biciclete. Foarte, foarte, foarte tare. Deci răspunsul corect, aici spune, 2 mașini
și 6 biciclete. Sigur, da, ai mers foarte bine. Ei zice așa, dacă ar fi toate numai biciclete, le-aș pune câte două roți, da? Stai de frumos că se filmează. Da? Nu, stătind, eu înțeleg că bucuria ta e mare și nu știi cum să... Nu reușești să te... Așa, dar trebuie să treci că se filmează, da? Deci, așa. Ai gândit foarte frumos, că zici așa, dacă ar fi toate biciclete, la toate ar trebui să pun câte două roți. Și ai văzut repede că 8 ori 2, așa m-aș așteptat să spun, 8 ori 2, noi îi numărăm, din 2 în 2 în 2, pentru un timp. 8 ori 2, egal cu 16. 16 roți am în momentul de față. Dar până la 20, mai am încă 4. Deci din 20, a scădea pe 16. Și încă 4. Aceste 4 roți trebuie să le distribui la biciclete. Și transform bicicleta în mașină. La una îi dau două și la alta încă două. Și în felul ăsta am reușit să dau răspunsul corect. 6 biciclete și 2 mașini. Corect? Așa e. Dar dacă aș spune că sunt 22 de roți, deci vom merge problema astfel. 8 în total. Total. Deci 8 în total. Și... Așa este. Și tocmai e și reacționa repede. Două două de cei de roți. Hai, e răspunsul corect. Ar fi 3 mașini și 5 biciclete. Corect. 3 mașini și 5 biciclete. S-ai văzut repede că am crescut cu 2, față de 20, și acele două ai spus că transformi pasta în bicicletă, o transformi în ce? În mașinuță. Și gata, ai reușit și problema. Întrebare. Oare dacă spun 23 de roți, e bine? Dacă dau 23 de roți, are sens problema? Nu. Nu, de ce? 23 nu este număr par și o bicicletă sau o mașină nu poate să aibă... O bicicletă nu poate să aibă 3 roți sau o mașină să aibă 5 roți. Deci ăsta e motivul, nu mai numere pare, da? Și deci, dacă dau 23 o prostie, o problemă prost formulată, da? Corect, răspund foarte bine. Deci eu am grijă la numărul de roți să dau totdeauna un număr par. Fiindcă 2 și fiindcă 3, 2 și 4, deci numai numere pare trebuie să dau. Foarte bine, foarte bine. Dar dacă aș fi dat așa, 8 în total și 14 roți. 14 roți. Ce părere ai despre problema asta cum am format-o eu? 8 în total și 14 roți. Deci ai nevoie de 16, minim 16. Deci cu 14 iarăși e prost. Da? Deci minim 14 de 16 roți. Dacă ar fi mers problema, una dintre biciclete n-ar fi avut roți. Asta ar fi însemnat, da? Deci dacă aș încerca să rezolv problema, dacă aș încerca să rezolv problema, ar însemna că una dintre biciclete nu are roți. Deci, care e numărul minim de roți care îl dau? Numărul minim de roți este de 16. Corect. Mai puțin din realitate nu se poate. Deci minimul 16. Perfect. Corect.
care spuneam, are 32 de roți. În partea aia sunt 32 de roți. Corect.
Și acolo am transformat o pasta în mașină și răspunsul corect pentru situația asta este următorul. 7 biciclete. Da? 7 biciclete și una mașină. Și o singură mașină. Vă rog să formulez acum o problemă tot modificând numărul de în total. Adică spunem, într-o parcă sunt de numărul în total. Douăzeci. Deci total 20 de? Total 20 de ce? De biciclete și mașini. 20 din total. Foarte tare. Foarte tare. Să văd acum cum mă descurc. Deci 20 în total. Acum, roțile de aici. Numărul de roți. Doar la 8 în total este numărul maxim 32. Da? Dar la 20 acum? Cât e numărul maxim? La 20. Putem încerca să facem scădere repetată, să vedem de câte ori încape 8 în 20. 8? Nu mai avem treabă cu 8. Deci problema asta o picat. Noi ne ocupăm acum de 20 în total. Da. Da? De câte ori încape... Deci, numărul maxim de roți. Dacă ar fi cele toate 20, ar fi 20, ar fi mașinuțe, câte avem, câte roți are o singură mașină? 4. 4 ori 20. 4 ori 2. 4 ori 2 este 8. 80. Deci 80 de roți maxim. Nu se poate formula un problem cu mai mult de 80 de roți. Da? Deci am avea acum, am avea ce de observat? Am avea maxim numărul de roți ar fi, cum ai spus tu mai devreme, 80. Iar numărul de roți minim, cât ar fi numărul de roți minim? Deci, ai spus așa că, cum ai spus tu? Este numărul roți mai mic egal decât 80, nu? Până în 80. Da. Nu poți da mai mult de 80, cu prostie. Am făcut invers. Da, bine. Și numărul maxim, maxim de 80, dar numărul minim. Câte roți poți să fie cel mult? Deci dacă la fiecare primite două, 2 ori, 20, foarte bine, și egal cu 20. 2 ori 2 este 40. 40, foarte tare. Deci tu știi bine că trebuie să dai un număr de roți cuprins între 40 și 80. Și să fie 4. Deci vezi, tu acum așa gândești când formulezi problema. Ai zis 20 în total, bun. Și acum zici, roți maxim. Până la 80 de stidou și minim 54 de roți. Roți. Ieva, avem o problemă foarte tare. Noi trebuie să facem. Ce mi-a făcut acum Miruna, mi-a compus o problemă. Miruna, știi ce? Am descoperit că să compun probleme. Tu te duci până la școală și te poți face prietenilor tăi, colegilor, niște probleme foarte frumoase. Azi este sâmbătă. Așa, mâine, când te duci luni, da? Tu mai să acționa repede. Azi este sâmbătă, mâine, când nu mă duc la școală, da? Da. Bine. Ce mă fac eu, mai e mare? Să fac problema asta. Deci 20 de roți. Deci
ține 20 de roți, 20 în total, circulații de astea, una, două, trei, dar când le 100? Eu dețineam 100, nu... ca să poți da răspunsul. Dacă ar fi toate biciclete, ar trebui 40 de roți, da? De ce? Prin 54, scad pe 40, să vedem câte roți în plus am. Cine este 14? 14. Cele 14, câte două, le dau la biciclete, ca să fac bicicleta, ce să fac? Să fac mașinuțe, da? Și de ce? Prin 14. Vreau să văd câte grupe de câte două dau. De ce prin 14 roți de cele în plus? Dau o dată două. Și vreau să văd câte grupe de câte două dau. De ce? Prin 14 fac la 2 și îmi dă 7, nu? 14 pățea 2. E cam cu 7. Înseamnă că eu am făcut câte grupe de astea, câte două? 7 am făcut. Și asta înseamnă că am completat 7 biciclete pe care le-am făcut ce? Pe bicicletele ce le-am făcut? Mașini. 7 mașini sunt. Răspunsul. 7 mașini. Deci rezultă 7 mașini. 7 mașini și până la 20? 13 biciclete! Biciclete! Te rog să mai informez dacă o altă problemă. Cu 20 în total. 20 în total. Wow! E mă dați în partea asta. Da? Deci 20 în total și dă duroție. Cât vrei, câte răză. Mi-ai dat 54 de rază, domnule. Între 40 și 80 știm noi, nu? Între 40 și 80 îți dai numărul. 72. Grație. Eu trebuie să vă rezolv eu, că tu ești formator, tu ești profesoara, eu sunt elev la urmă. Să zic, mă, am învățat de aici așa. Din 54 ați căzut pe 40, adică 72, din totalul de roți, scad minimum, pe cât scad? Pe 40. Cât faci mai multe din asta? 72 ați căzut 40, 72 ați căzut 40, nu mă apreciază. M-a ajuns tot erau frumos. Nu știu foarte bine cum să fac. 72 minus 40. Așa. 32. Cum ai făcut? Am scăzut pe unități, de apoi 10. Foarte bine. Deci ai zis 2, 0 din 2, 2, 7 minus 4, 3, da? 32. Aceste 32 de roți în plus, că după ce le-am făcut pe toate biciclete, 32 trebuie să li dau câte două, la fiecare bicicletă să fac mașinuțe. De aceea pe 32 îl împart la 2. Ca să văd câte grupe de câte doi fac. Că fiecare grupă o pun la o bicicletă, a făcut o mașină. O altă grupă de două, la următoarea, și-a făcut o mașină. Altă grupă, și așa mai departe. Cât faci oare 30 de împărți la 3? Ai putea să... Eu nu mai descurc de aici. 30 de împărți la 3. Adică... Oare cât faci? 32 împărți la 2. Să dăm în 2, exact în 2, pe 32. Dacă ar fi 20, cât ar face 20 împărți la 2? Păi așa se face și noi. Hai să ne gândim așa. 32 este egal cu 20 plus câte până la 32? 12. 12.
Și pe 20 ani am împărțit la 2. Acum, am împărțit la 2 pe 32, dar așa am împărțit pe 20 și nu împărțit și pe 12. Pe 20 am împărțit la 2 pe 16. 16! Foarte tare! Vezi? 16. Ce sunt aceste 16? Mașini. Că de-aia împărțim câte două, câte două, sunt 16 mașini. Deci răspuns, 16 mașini. Da? 16 mașini. Și biciclete, și biciclete câte sunt? 4. 4, sigur. 4 biciclete. Hai să recunosc un lucru. Dacă tu nu mă ajutai, nu mă descurcam. Deci am avut inspirație și eu un pic. Adică ce am făcut? Din 72, din toate roțile care mi le dai tu, am scăzut pe 40 minimum, ca și poate toate biciclete. Am văzut că 32 de roți să rămână în plus. Din de unde 32? De la mașini. Și acum pe 32, l-am plățit la 2 și numai, și numai am scurcat. Am avut o idee și o bună. Pe 32 l-am scăzut ca fiind 20 și plus 12. Și 20 împărțit la 2, 10, 12 împărțit la 2, 6 și totul a fost foarte bine, perfect. Tot cu 20 în total, te rog să mai dai un alt exemplu, formează o altă problemă, tot 20 în total și eu să încerc să mă descurc. Deci 20 total și roțile, te rog. Acum am urcat. Cred că nu mă descurc. Dar am uitat să-mi pun microfonul. Cei care au fost în direct, să zicem, nu au avut sonor. Dar noi am filmat în sonor, pentru că sonorul camere. Deci nu au avut sonor și ei ne-ar fi sunat, mi se stâng uneori așa, fiindcă pică bateria, și zic eu, domnul profesor, nu aveți sonor. Cei care sunt în direct, își urmăresc. Acum suntem în direct, formulăm problema. Adică sonorul s-a aude și sonorul ăsta nu se spune. Urmăm pe dată problema. 20 de mașini și biciclete în total. Da? 46 roțeți. Eu trebuie să o fac. Din nou tu mi-ai pus problema. Nu mi-ai dat 45 de roți. Nu mi-ai dat 47. Mi-ai dat un număr mare. Și mi-ai dat 46. Sunt cadrează. 46 cuprins între 80, mai spus tu, și 40, da? E aproape de minim, sigur că da. Sigur că da. Și atunci ai putea să dai tu răspunsul. Adică din fapt... Siguranță sunt mai multe biciclete decât mașini. Cu siguranță ai spus. Cu siguranță sunt mai multe biciclete decât mașini. Și pentru a da răspunsul corect, din 46, da? Din 46 scădem pe 40 totdeauna și de 6 6 îl împărțim la 2 să vedem de grupe de... Ce sunt 3? Face 3, adică ce? 3 de ce? 3 roți. 3 perechi de roți, da? Și asta îmi indică numărul de mașini. Da? Numărul de mașini. Că nu două roți se duc la o mașină, la o bicicletă, alte două la o bicicletă, alte trei. Și în final, trei biciclete ne-am transformat în mașini. Deci răspuns corect, trei mașini și... 17 biciclete. Foarte frumos. Deci, ai înțeles acum cum se formează probleme?
Să știi că problemele astea le găsești prin carte, prin culegerea ta sau prin manualul tău. Sunt făcute de oameni. Dar și nu sunt extraterestre. Sunt niște oameni normali. Au șmecherii de-astea puse la punct. Cum acum tu poți să faci probleme câte vrei. Dai un total cât vrei tu, afli minimul și maximul de roți și dai de acum numărul de roți pe care vrei tu în zona asta și poți formula câte probleme vrei. Deci nu când te duci la școală, vreau neapărat asta, să le spui colegilor tăi că știi să faci probleme. Ai descoperit cum se propun probleme, cum se propunează probleme. Deci o faci pe propunătorul. Foarte important. Se desfără, formează și detinorate ca temă pentru data viitoare, tot 20, două probleme. Deci formulează-le, prietenii noștri să cei care vor intra, vor descoperi probleme formulate de tine, Miruna, și vreau să... Spui tu, deci total, total, tot așa a spus, nu? Un total de cât? De 20 sau 3? Da, bine. Deci total, 20 în total. Și roți, între 40 și 80. Da. Un număr par. Nu, așa ai spus. Par, nu mai par. Parcă, dar n-a dat o problemă. Sau mai multe mașini. În această problemă vor fi mai multe mașini decât biciclete. Sigur, 78 sau aproape de 80. Ai putea să spui chiar din prima câte mașini sunt? Fiindcă s-au apropiat foarte multe 80. Număr maxim. Doar două roți încesc. Numai 80. La 80 erau 20 de mașini. Și... 19 mașini, pare. Și o singură bicicletă. Așadar, le spunem prietenilor noștri că am avut o lecție foarte interesantă. Vezi că cu analiza atentă, cu lucruri frumos gândite, la Prof Online, de acum, astăzi este lecția de debut, tu ai să vii cu tema pentru a doua zi. Și să stabilim și ora. Eu de la 4 încep cu cei mari, la ora 3 putem să... Da? Mai vorbim, să vedem exact cum stabilim ora, ca să fie de cum chiar, am vorbit. Chiar de aniversarea Evei am putea începe video manual. Chiar de aniversarea Evei? Mi-ai spus că Eva urmează să fac... Urmează 6 ani. Când? Peste 4 zile. Peste 4 zile. Și să debutăm cu videomanualul
pentru clasa 0. De fapt, astăzi am debutat într-un fel, dar să spunem, așa, suntem în apropierea zilei acestea foarte importantă de ziua. Eva, mi-ai spus că abia aștept să vină ziua ta, da? Și ce se va întâmpla în ziua ta? Aduci toate? Mi-a zis că de ziua ta aduci toate cașca, așa? Toate cașca, mi-am făcut formularea. Abia aștept să vină ziua mea, că atunci toate cașca. Ai o gașcă mare? Da? Așa este, da? Vă bucur mult. Le spunem prietenii noștri, la revedere, urmează să începem construcția atentă acestui video manual. La revedere, dragilor!